Salutare iubitori ai rugby-ului românesc! Iată-ne la o nouă ediție a podcastului Sport for Life Rugby Mania. De data aceasta ne vom dedica și ne vom apleca asupra rugby-ului feminin și astăzi o avem invitată pe Diana Ursu, jucătoare de rugby feminin și bineînțeles alături de noi pe Cătălin Fercu, co-moderatorul podcastului nostru. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Bună seara! Salut Cătă, bună Diana, ce faceți, cum sunteți? Foarte bine! Pregătiți? Tu? Eu sunt chiar bine, mulțumesc de întrebare. Ești prima care m-a întrebat ce fac eu. Cătălin are E o mâna în gips, recuperare. face Da, întrebarea recuperare. a fost pentru amândoi. E o recuperare. Mulțumim de întrebare. Sper că Ești primul invitat care ne întreabă ce facem. Foarte bine, mai simt. Da. Cătălin și ție îți dorim recuperare cât mai ușoară. Să treacă cât mai Recuperare repede, dacă ușoară. nu e Da. prea confortabil, dar na, ce să facem, mai trecem și până Corect, corect. astfel de incidente. Așa e. Trecem cu toate, dacă suntem sănătoși și sper să fim sănătoși. Asta e un mic hop, să-i spunem așa. Diana, te-am invitat astăzi să descoperim rugby-ul feminin din România, pentru că, așa cum ți-am recunoscut în privat, nu cunosc foarte multe despre acest sport și mi-ar plăcea ca tu să ne prezinți puțin despre situația rugby-ului feminin din România, dar înainte de asta te-aș ruga să te prezinți pe tine, pentru că, sau să ne spui cine este Diana Ursu, jucătoarea de rugby și persoana care, să spun așa, s-a îndrăgostit și cum te-ai îndrăgostit de rugby. Bună seara la toată lumea! Cred că este într-adevăr cazul să mă prezint. Cum a și spus și Victor, rugby feminin în țară este foarte puțin cunoscut. Eu sunt jucătoare de rugby feminin în România de 8 ani de zile, jucătoare de națională pentru Republica Moldova și antrenoare de copii și juniori timp de deja al cincilea an, merge vorba. Despre cum m-am îndrăgostit, cred că este aceeași poveste banală ca la toată lumea. Venind prima dată la antrenament la Pașcani, luat balonul în mână, neștiind ce să fac cu el, dar după primul antrenament m-am îndrăgostit în acel balon. Da, prima lună nu știam în general ce fac eu la antrenamente, dar era bine, era bine. Și până domnul Tarcan m-a luat la o etapă la București, am văzut și eu un oraș nou, frumos, era tot frumos, am intrat eu pe teren. L-am întrebat înainte de asta, oare ce trebuie să fac în teren? El a zis că e ok, te descurci, tu te descurci. Am intrat eu pe teren, se dă fluierul, șutează echipa adversă și îmi vine balonul fix în cap. Am picat pe jos, m-a ridicat, m-a scos de pe teren și mi-a zis că las, că e bine, mai încerci tu data viitoare. Și, Te-am da, să dai cu capul. exact. A zis că e bine pentru data asta. Te-ai luat botezul din prima clipă, din câte înțeleg. Asta am vrut să zic. Din prima, ci să tot lungească. Și de atunci chiar m-am motivat să nu mai fiu botezată în halul ăsta. Să mai arăt și eu ceva acolo pe teren. Stau mai mult de 10 secunde. Da. Da. Dar tu stai un pic. Tu ai zis că e o întrebare banală cum am început și că probabil un șablon pentru toți că am început la fel. Să știi că sunt foarte, foarte amuzante, să zic așa, perioade de începere ale fiecărui jucător, știi? Îți dau doar un exemplu. Nu o să spun numele. Un prieten de-a meu bun. El s-a dus și s-a așezat între buturi și noi făceam mișto de el. Dar ce faci, mă, te duci să stai în poartă? Zic, păi eu m-am așezat acolo, că nu știam ce trebuie să fac. Da, cred că asta era problema tuturor la început, că nu știi exact ce ai de făcut, nu știi. Unul îți spune aleargă stânga, altul dreapta, dă-i în față, n-ai făcut Da, bine, nu știu ce. pentru că nu este un sport atât de promovat, chiar deloc, și nevăzându-l la televizor, nu știi cu ce se mănâncă. Nu știi Da. regulile, care regulile destul de complexe. Pe Și, parcurs îți dai seama și te prinde. într-adevăr, noi la primul antrenament mergem în cunoaștere, să vedem despre ce este vorba. Pentru că majoritatea dintre noi nici nu știu o definiție a rugby-ului, așa. Toată lumea, mai ales în Chișinău, când plec acasă și spun că joc rugby, a, asta e fotbal american, ceva de genul ăsta. Da, toți îl compară cu fotbalul american. Exact, Diana, exact.
Am înțeles că ai început la Iași, la domnul Tarcan, da? Da. Spune-ne puțin, cum a fost primele antrenamente? Ai spus că a fost puțin mai dificil pentru tine, dar după ce ai început să cunoști mai bine rugby-ul, ce te-a atras în special și ce te-a făcut să rămâi la rugby? No, sincer, am început de la vârsta de 16 ani, ca junioară, la Pașcani, chiar la echipa din Pașcani. Acolo am făcut și liceu. M-a găsit domnul Tarcan prin curtea școlii, nu știu ce, mie mai plăcea de un băiat de acolo, știam că e de la rugby, am zis că mamă, trebuie să mă duc, o să arăt ce bine joc. Ideea că acum câțiva ani de zile eram un pic dublă la fizic. Și domnul Tarcan ce a zis? Un grămădar perfect. Hai să vină la rugby. Da, și da, într-adevăr, mi-era foarte greu, dar m-a salvat chestia că făceam antrenamente mixte, și fete și băieți. Și cumva ne-am format o gașcă în care hihi, ha-ha, hai vino la antrenament, hai nu știu ce, și cu chestia asta cumva mă motivam să tot vin, să tot vin. Într-adevăr, la început nu prea dădeam randament prea mare. Eu ce făceam? Curățam ce puteam să mai fac în rugby-ul ăla. Cât de sprintat, nu era vorba de mine. Dar o rampă de lansare în care am zis că, într-adevăr, chiar îmi place să fac rugby, a fost momentul în care domnul Tarcan mi-a dat șansa, chiar m-am mutat la echipa de la Iași și acolo am început să fac antrenamente cu senioare. Într-adevăr, odată ce faci în loc de un antrenament două pe săptămână, 5-6, na, mai scazi un pic și tu așa. Și în momentul în care am prins și eu balonul și am sprintat odată de două ori, am dat și un eseu și nu știu cum, adică îmi creștea inima, zice trecii. Foarte, foarte frumos. Ai spus că ești și la echipa națională de rugby a Moldovei. Da. L-am avut pe domnul Anatol acum câteva ediții. Am lucrat alături de el anul trecut, am fost și eu în Federația de Rugby a Moldovei. Da, îl cunosc foarte bine pe domnul Anatol. Și cum poți să descrii și colaborarea ta cu echipa națională de rugby a Moldovei și colaborarea cu domnul Anatol? Și cum sunt meciurile la echipa națională? Presupun că mergeți, aveți meciuri și în Europa, aveți meciuri și acasă, vin spectatori, vă susțin. O problemă foarte mare că în Moldova, acum câțiva ani, rugby-ul moldovenesc a suferit într-adevăr niște probleme majore, în care pentru 5-6 ani fenomenul practic a dispărut de tot. Și acum ultimii ani a trebuit efectiv să fie luat totul de la zero. Zero, zero, zero. Și când zic zero, înseamnă că trebuie să creștem copii pentru a crește următoarea generație. Pentru că ne-am trezit în momentul în care la echipa națională nu mai are cine să meargă. Nu mai are cine să meargă, chem generația a treia, chem pe cineva care știe cât de cât să mai țină balonul și este foarte, foarte greu pentru că, de fapt, nu asta e scopul echipei naționale. Eu știu că în echipa națională există o luptă în care este un statut în care vrei să ajungi. Nu rugat, adus, cu miliarde de rugăminte, cu miliarde de chestii. Și da, este foarte greu să o iei de la zero. Este foarte greu să le explici la părinți care este fenomenul de rugby, mai ales pentru Moldova, care este, aș putea spune, un pic mai nedezvoltată, neatât de dezvoltată pe plan sportiv. Și este foarte greu să creezi echipe. Echipe în care părinții, într-adevăr, să-și lese copilul să vină la aceste antrenamente. Dar, ușor, ușor, încep să apară campionate, încep să apară în diferite regiuni. Până acum erau doar în Chișinău, erau doar rugby tag, iar acum am început să trecem ușor la rugby normal, la rugby 7, rugby 10 și, ușor, ușor, planificăm să facem și rugby 15. Super interesant. La nivel de fete, totul rămâne stabil, adică zero. Este, Da, na, evident. aveți susținerea autorităților și aici mă refer legat de Ministerul? infrastructură. De infrastructură. Infrastructură aveți pentru sportul de masă și aici Nu, vorbim este pentru destul copii. de slab.
Este destul de slab. Noi am început anul trecut un proiect în care să implementăm Rubik Tag-ul în școli. Efectiv, să facem diferite contracte cu școlile în care ei să predea Rubik Tag. Iar acești copii care, după ce o să facem turneele de Rubik Tag, ușor, ușor să-i selectăm pentru Rubik. Pentru că altfel este imposibil să aducem acest fenomen și în școală. Am încercat diferite metode, dar să trecem direct la Rubik este foarte, foarte greu pentru oamenii din Moldova. Corect, corect. Și la națională vă bazați mai mult pe fetele care evoluează în campionatul românesc, nu? Bănuiesc. Da, asta este cam unica speranță. Pentru că majoritatea fetelor din Moldova joacă în România. Și tu, Ce? acum, doreai să mai spui ceva? Scuze-mă. Da, voiam să adaug doar că este foarte, foarte trist chestia asta, că nu poți face rugby la tine acasă. Trebuie să pleci undeva ca să-l faci. Așa e, știu sentimentul, Diana, și nu este ușor, într-adevăr, să fii departe de casa ta, departe de familie, de cei dragi. Tot timpul stai cu sufletul îndoit așa că ți-ai dori să fii lângă cei iubiți. Dar poate vor veni și vremuri mai bune și, de ce nu, te vei putea întoarce acolo în Moldova și să pui pe picioare un campionat și o națională puternică. Vreau să te întreb acum în legătură cu rugby-ul românesc, pentru că, slavă Domnului, noi avem câteva echipe de fete și spune-ne puțin acum tu unde evoluezi și care sunt obiectivele voastre la echipă. Da, anul ăsta m-am transferat recent în luna ianuarie la echipa Agronomie București. S-a schimbat și antrenorul, am primit un telefon din partea lui, m-a întrebat dacă sunt interesată să fiu antrenată de el, să colaborez cu el. Eu am părut foarte, foarte încântată. Dacă pot să-i spun și numele, Daniel Carpo. Oh. M-am fost foarte încântată să aud că el vine ca antrenor. Și mi-a povestit un pic despre obiective. Obiectivele ar fi să câștigăm campionatul anul ăsta, pentru că echipa de câțiva ani de zile stagnează pe locul 2. Și de ce să nu demonstrăm și anul ăsta că putem și noi să fim pe primul? E campionat de rugby în 15 sau campionat de rugby 7? Deci în România există doar Rugby 7. Dar Încă nu avem un nivel atât de înalt de fete și nu avem atât de multe fete încât să avem un 15 puternic. Deci dacă ar fi să adevărat. jucăm 15, eu zic că ar fi vorba doar de o națională, nici de cum de cluburi. Momentan, sper. Pentru Naționala Moldovei, joci 15 sau toți 7? Tot 7, tot 7. Participăm doar la campionatele de 7. Fetele din România la fel. Și bănuiesc că ai fost multiplă campioană națională cu Iașu, dar ce știm că... Nu, nu am fost, nu am fost, pentru că după jumătate de an am avut o discuție cu domnul Tarcan, în care a fost foarte sincer cu mine și chiar îi mulțumesc pentru chestia asta. A spus în felul următor: acum câțiva ani de zile, Iașu avea un lot foarte, foarte puternic, e numerat, foarte mulți și mi-a spus clar: uite, dacă vrei, rămâi la Iași, dar stai pe bancă. Stai pe bancă și aștepți, ieși un minut, două, timp de un an. Sau dacă vrei, eu te las pe 2-3 ani să pleci la Cluj, dar prinzi toate meciurile. Și mi-a zis și mi-a sfătuit că este mult mai ok să ai minute, este mult mai prețios decât să, cum mi-a spus el, degeaba ești campion pe bancă dacă nu ai ieșit pe teren, vorba aia. Și într-adevăr chiar l-am ascultat, m-am mutat la Cluj, am jucat 3-4 ani cât am terminat facultatea și într-adevăr le-am jucat toate minutele stabile la Cluj. Chiar îi mulțumesc pentru treaba asta, pentru că în teren înveți foarte, foarte multe chestii pe care nu le poți învăța în antrenament. Corect, corect. Și cum a fost experiența la Cluj? Că Clujul, știu, este un centru universitar foarte puternic, dar nu știam până de curând, chiar nu știam că au echipă de rugby în 7 feminin, cei de acolo. Spune-ne puțin despre rugby-ul din Cluj, cel feminin. Da, eu chiar am norocul să nimeresc în echipele astea în care
fix în momentul ăla încep problemele majore. Deci eu am venit fix atunci când echipa era pe modul posibil ne închidem, nu știu ce facem, antrenorul s-a retras, trebuia să se găsească un antrenor nou, ei nu găseau, fetele se antrenau singure, veneam la etape, nu mai și jucam, nu făceam antrenamente. A fost o perioadă foarte grea. Timp de un an de zile, cred că nici nu prea am avut antrenamente. Fiecare se antrena separat. După m-am găsit un antrenor nou, mai făceam câteva antrenamente, dar și până în ziua de azi este foarte, foarte greu. Și singura chestie pe care eu cred că este problematică, pentru că nu aveau finanțări, nu puteau să motiveze fetele să intre în teren. Nu voiau să motiveze fetele în general să se prezinte la meci, la teren, la orice, pentru că până la urmă și suportul ăsta financiar cât de cât contează. Corect. Erați plătite pentru activitatea asta, Diana? Sincer, erau luni și luni, adică era ca la loto. Luna asta puteai să primești, luna viitoare nu mai primeai. 6 luni de zile nu mai primești, hai că începe campionatul, le mai prostim o dată de 2 ori, mai vin și ele. Da, și cam asta e situația, foarte urât, adică primeam și, nu primeam mult, nu știu dacă vor să zic acum niște sume, nu cred că sunt în măsură să fac chestiile astea, dar erau niște sume simbolice și eu cred că toate fetele care s-au prezentat până acum au făcut de plăcere chestia asta, nici de cum pentru sumele alea. Dar la Cluj de Dar cine, numai un pic, Zaman, dar la Cluj de cine ați aparținut? De Consiliu, de Primărie, de Universitate? de universitate și de club. E, am înțeles că au un parteneriat cu universitatea, ei oferă terenul, căminul și clubul oferă restul chestiilor. Am înțeles. Sper să se mai îndrepte situația și la Cluj, deși Le ținem pumnii. din câte mi-ai spus acum, era ca și cum, hai, lăsați-vă voi ca să nu vă desființăm noi, cum ar veni, știi? Băi, nasol Din că păcate, din ar păcate. trebui să găsească primăriile, consiliile, mai ales la consiliu unde chiar sunt bani, să fie gestionat așa cum trebuie în toate sporturile, știi? Că Da, dar vin și cu nouă altfel ondate sporturile, bună. unele sporturi o să dispară dacă nu sunt susținute măcar puțin, măcar bazele să le susțină consiliile județene și primăriile. După care, da, să te întrebi către sponsori, aici na, implică mult mai mulți oameni, PR și așa mai departe. Manageri, antrenori, așa nu se mai pun problema. Așa trebuie să iei, că nu poți să faci altceva. Așa e, Cătă. Dar uite, privim acum și când mă gândesc că fotbalul are parte de toată susținerea și celelalte sporturi se chinuie, ne chinuim cu echipele de seniori, de juniori, la băieți, nu mai spun la fete, uite câte ne povestește Diana cu câte dificultăți se confruntă. Și aș vrea să te întreb, Diana, în legătură cu spectatorii, cât de mulți spectatori aveți voi la un meci de rugby feminin? M-a venit râsul pentru că eu știu, mi-ai spus în privat, dar vreau să audă și cei care ne privesc, pentru că așa este frumos să le dăm cât mai multe informații, să-și facă o imagine de ansamblu despre cu ceea ce vă confruntați voi, fetele, la rugby feminin. Da, eu mă bucur când sunt în tribună mai mult de 10 persoane. Deci eu zic că este o zi norocoasă în care mă simt vedetă că mai mult de 10 persoane se uită la mine. Avem norocul că și anul ăsta au fost create echipe noi de junioare și părinții mai vin foarte frumos din partea lor, susțin fetele, este foarte drăguț, mai ales la Brașov, la etapa de la Brașov, au avut o galerie foarte frumoasă fetele. Dar ne-ar face plăcere să vină și bărbații pe care noi, la meciurile lor, venim cu mare drag. Uite, Și nu prima înțeleg femeie de care ce. spune că și-ar dori să vină să o vadă un bărbat. Nu neapărat, dar ar fi respectul ăsta reciproc. Știm Am prin glumit, ce Diana, trecem? am glumit, am glumit, am glumit.
Nicio problemă, nicio problemă. Dar zic că ar fi frumos, așa reciproc, să mai vină și băieții, să își mai taie din timpul lor într-o sâmbătă, să mai zică, oare ce mai fac și fetele noastre, ghindele noastre alea. Corect, aici îți dau dreptate. Ar trebui să ne aplicăm puțin și spre rugby feminin. Noi aici am încercat să promovăm diversitatea. Le-am adus pe cele două doamne, le spun eu, ale rugby-ului românesc, pe doamna Gabi de la Gura Gura humorului. Humorului și pe Rămân. Anela de la Dragonii din Constanța. Încercăm să promovăm și femeile. Din păcate, pentru noi nu avem atât de multe femei prezente în rugby românesc, spre rușinea noastră, și cred eu că ar trebui federația să se aplece mai mult spre acest sector, pentru că și atunci când vrei să promovezi egalitatea, când vrei să promovezi diversitatea, ai nevoie și de femei, pentru că femeile sunt o parte importantă din viața noastră. Fără femei, spun eu, noi bărbații n-am avea nimic. La fel și în rugby. Într-adevăr, este o nișă într-o nișă, ca să spun așa. Este foarte dificil. Nu vreau să ne îmbătăm cu apă rece. Cum spuneam și ție, schimbările vin greu în timp și ai nevoie de răbdare. Ai nevoie de răbdare. Da, dar schimbările încep și cu noi. Așa că vă aștept la meciurile noastre. Nu vreau să mai promit, pentru că am promis-o la atât de multă lume când vin în România că mă văd cu ei, încât că dacă îți mai promit și ție că vin să văd și meciul, nu ajung, cred că o să arate toți degetul spre mine și să spună, bă, ne-ai mințit. Așa că mai bine, dacă sunt în zonă, dacă pot să ajung, crede-mă că o să fac tot posibilul să vin și să vă încurajez și să vă cunosc, că mi place să cunosc oameni noi. Vă mulțumim cu mare drag. Vă așteptăm cu mare drag. Chiar vă așteptăm. Da. O să încercăm să ne aplicăm mai mult spre sportul feminin, pentru că, v-am spus, meritați și voi, la fel cum merită și ceilalți sportivi să fie promovați, să vină în lumina reflectoarelor, și chiar mi-ar plăcea ca acest podcast să fie vizionat de cât mai mulți bărbați și femei, bineînțeles, și să înțeleagă că a fi suporter nu înseamnă să susții doar echipa ta favorită sau doar secțiunea, să spun, de masculin, nu știu cum să mă pronunț, și ar trebui să vii să susții tot clubul și tot rugby-ul românesc, nu? Eu așa văd. Excelent. Nu susții doar stejarul, mai susții și ghindele din el, nu? Păi Corect, normal, corect, corect. normal. Cătă, tu ce știi despre rugby? Pentru că tu ai fost la lotul național atâta timp și bănuiesc că v-ați intersectat de multe ori. Ce știi despre rugby-ul feminin românesc? Cum ai spus tu, nu foarte multe. Am cunoscut, a fost o perioadă în care ne intersectam cu Petre, cred că de la Național, a fost o perioadă până se construiască stadionul, în care ne intersectam și ne cunoșteam destul de bine, dar nu am văzut foarte, foarte multe meciuri. Nu era, ca și acum, nu era atât de promovat, dar cred că erau numeric mult mai multe fete atunci, față de acum. Bineînțeles, nici la băieți nu mai sunt atât de mulți față de acum. Cum ți-am spus și cum am vorbit înainte, nu prea am urmărit rugby feminin. În schimb, acum mă uit destul de des la rugby feminin, rugby 7, rugby 15, rugby internațional. M-a prins anul trecut, când a fost, dar cum v-am zis și înainte, la început de podcast, cred că a fost Cupa Mondială anul trecut, în care a câștigat Noua Zeelandă. Așa nivel și rind de joc nu l-am văzut la băieți. Și atâta dăruire, pasiune cum jucau fetele, și nu vreau să mă înșel, dar cred că mai multe minute efective de joc le are rugby feminin decât rugby masculin. Sunt foarte puține momente moarte acolo. Poate. Vorbesc serios. Uite, spre rușinea mea nu m-am uitat la competițiile internaționale, dar o să încerc. Am văzut tot așa niște imagini, niște reel-uri pe internet de la competițiile feminine, îmi cer scuze, și chiar erau tribune destul de pline, stadioanele erau pline și vedeam acolo niște faze destul de interesante, adică te pune pe gânduri. Cred că dacă ar evolua cu unele echipe din campionatul românesc masculin, fetele alea din afară, cred că ne-ar pune serioase probleme, mai ales la Rugby 7, mă refer aici.
Și la Da. 15. Bine, la 15 sunt momentele fixe, unde nu poți să te compare, e clar. Da. Dar să știi că ritmul de joc este destul de susținut. Asta m-a surprins și aia m-a făcut să mă uit în continuare la toată Cupa Mondială. Da, cine este campioana mondială Diana la rugby? În La feminin, 15. în 15 sau Da. Noua Zeelandă, normal. Noua Zeelandă? Credeam că Franța, nu Franța? Nu. Nu? Am zis că o nimeresc. Știam că și Franța au echipă, nu, dar E știam și că pe acolo Franța, da, e la un nivel destul de înalt. Australia la rugby în 7 sunt Dumnezeu pe pământ. Acolo, abia anul ăsta, dacă nu mă greșesc, Irlanda i-a bătut. Dar o mare problemă despre care aș vrea să vorbesc acum este faptul că în România rugby în 7 nu este vizualizat. Nici nu ai unde să-l vizualizezi. Adică până și dacă postezi că mâine se joacă nu știu unde e campionatul ăsta, lumea mă mai întreabă unde pot să văd, unde pot să intru să mă uit. Un live, ceva? Nimic. Efectiv nimic. Deci nu Da. avem șansa nici măcar să fim privite de undeva, de cineva. Da, aici e trist. Gândește că abia buri din 15 e transmis. Nu, mă refer la live-urile Și ar astea trebui. de pe YouTube. Păi știu, ar trebui să facă cumva. Aici ar reveni la federație, să găsească pe cineva să înregistreze meciul sau să le dea în direct pe un stream, nu știu, pe YouTube, pe Facebook, Exact, pe. exact. Să Ceva. găsească o modalitate în care să nu fie costul atât de mari. Da. Bănuiesc că meciurile sunt înregistrate, cineva le înregistrează. Depinde, la feminin se mai uită să facă chestiile astea. Când e ziua norocoasă, se mai filmează. Nu se dă cu pumnul. Nu, nu, din păcate nu. Apropo de pumn, sunt bătăi între femei la rugby? Nu. Și chiar mă bucur că în România noi încă avem respectul ăsta față una de cealaltă. Adică nu se ajunge. Nu Păi se de-aia nu se ajunge. uită lumea, Diana. Mai la rugby 7 este un pic mai greu, că e un joc foarte dinamic și vizibil orice face. Dacă era rugby 15, acolo mai există Poate da. modalități să mai... La rugby Te șapte lasă un îți pic cu păstrezi dorsul. pumnul ăla, mai bine să mai respiri o dată de 2 ori, nu pentru... N-ai timp să dai, da. Păi aici, Da. legat de, să zicem așa, de ieșirile astea, deprinderile astea negative din sportul românesc și în special rugby, cei de la Dinamo, de la Steaua, când am început să jucăm în Challenge Cup. Așa. Ei erau obișnuiți să mai dea un pumn, să mai țină pe la jos, să mai... Au încercat o dată, de două ori, de trei ori, au văzut că ea n-au nicio treabă și noi eram cu limba până la gleznă, se prinde pe aia, zic, gata, nu-i de noi. Nu mai dăm, nu mai face nimic, că ne epuizăm toată energia. Așa e, așa e. Noi suntem învățați altfel. Jucăm foarte, foarte static, inclusiv la seniori. Rar vezi momente în meci cursive, 7, 8. Cred că dacă ajungem la 8 sau 10 faze, la noi deja este o realizare și cred că este petrecere în vestiar atunci când reușești o fază legată consecutiv. Vorbesc serios, că e foarte static, jucăm foarte static. Eu cred că și meciurile noastre, scuză, m-am deviat puțin de la subiect, Nu, Diana, nicio problemă, nu, nu, nu. dar meciurile noastre cred că seamănă cum facem noi ansamblările, știi? Așa cum face ansamblarea, așa sunt și meciurile. Pentru că e vorba aia, așa te antrenezi, așa vei și juca. Da, cum te antrenezi așa și joci. Sunt foarte fragmentate meciurile. Corect. Dar aici zic că o vină au și arbitri, o mare parte din vină au arbitri. Că fluieră chiar orice și le dau apă amară la jucători. Îți dai seama că îți convine să fie fragmentat joc. Sau la unele echipe care nu sunt atât de bine pregătite, le convine modul ăsta de a juca. Este până la urmă și o strategie. Ei, în schimb, cam din 2005-2006, nu mai mergea. Încercai să fragmentezi ce? Păi Da. era odată jos, odată sus. Să puteai să alegi de numai. Adică și după, să zic așa, ani de zile jucând în Challenge Cup, lucrurile s-au schimbat. Valoric, ai devenit mai apropiat decât ei și erai, zi, erai forțat
să joci la nivelul ăla. Că nu aveai cum. Fragmente ce? Arbitru uita să fluieră? Băi, chiar erau meci în care ziceam, bă, asta nu mai fluieră, că noi mai putem. Te-ai obișnuit, bă, dar să facă așa. Nu fluiera nici cum. Bineînțeles, era un joc foarte dinamic. Dar te obișnuiești și te adaptezi. E normal. Așa Sper e. Da, în... este absolut normal și poate și galeria, și spectatorii. Fragmentarea asta plictisește ochiul. Tu aștepți o continuitate, o fază, o ceva, dar când vezi că numai se fluieră și fluieră și fluieră și iar o grămadă și iar nu știu ce și iar nu știu ce, nu mai ai chef să privești cu sufletul meciul ăla, nu știu. Eu cel puțin, sau poate deprinderea asta mea de Rugby în 7, în care vreau să fie totul foarte, foarte rapid, poate și asta influențează. Da, și Așa aici e. legat de Dar dinamica zi. da, am vrut să zic că privesc cu mult mai mare drag meciurile internaționale decât astea locale. Pentru că, într-adevăr, foarte mult static și foarte multe opriri. Asta văd eu. Da, e un joc fragmentat, un joc fragmentat și de ce am spus arbitrii? Dacă aveți ocazia vreodată să vă uitați la semifinale finale jucate în campionatul românesc cu arbitri străini, arbitri mult mai slab cotați decât arbitrii pe care avem noi în România. Să vezi dinamica jocului. Nu. No. Bă, să vezi dinamica jocului. Altă dinamică. Te pune pe gânduri tot ce spui tu, sincer, adică pe unul pe mine mă pune pe gânduri pentru că te gândești, băi, de ce, uite, știi, am avut și greva asta arbitrilor și noi nu avem arbitri profesioniști. Înțelegi? Tu, Diana, tu cum ai Băi, văzut greva asta arbitrilor, de exemplu? eu cred că este o mare problemă că nu avem academii în care cineva, într-adevăr, serios să se ocupe de oamenii ăștia. Noi nu aveam această profesie, acest fenomen să arbitrii să vor să învețe, să practice, să aibă antrenamentele lor, să pună cât mai multe întrebări. Eu văd chestia asta că unii arbitri își iau certificatul și zic, mă, ce-o fi, o fi, mă duc la meciul ăla. Dacă am gafat, e ok, dacă n-am gafat, la fel de ok. Nu văd să lucreze cineva cu ei după meci. Uite, vezi că aici nu ai făcut bine, vezi că aici ai trebuit să corectezi. Eu văd asta în mod normal. Și în momentul în care tu știi că ești un specialist bun, eu cred că ar putea să crească și pretențiile. așa e, așa e, Diana. În schimb, am văzut că avem și niște doamne, domnișoare, arbitri sau arbitre, cum, nu știu cum se spune corect, care arbitrează în campionatul românesc și nu știu dacă ai avut șansa până acum să iei contactul cu ele, să fii arbitrată. Îmi cer scuze. Cum ți se pară femeile care arbitrează meciuri de rugby? Da, am avut ocazia, până la urmă au fost și adversarii mei în teren. De obicei, lumea, după ce încearcă ușor, ușor să se retragă din rugby, merge pe antrenorat, pe altceva, pe alte chestii, o ramură din rugby. Fetele sunt bravo, nu pot să zic nimic, adică până și cu Emilia Vizitiu am fost cu echipier, foarte bravo, dar și din vorbele ei am auzit că nu se ocupă cineva în modul în care chiar să ai pe cineva acolo în care să spună, vezi că nu-i bine aici, vezi că nu-i bine asta. Așa, superlativ. Care este Poate și situația? din cauza asta. Care este situația Patriciei Vizitiu? Mai este rugby românesc? Emilia Vizitiu. Emilia. Patricia Vizitiu e fostă handbalistă din ce știu. Emilia. Cătălin, dă-mi Dacă și e puțin fostă așa, sau nu m-ați știu dat dacă mai valul joacă. tău tare așa. Emilia, îmi cer scuze, a fost Și vina. poate viitoarea sau soție, sau este soția lui Adrian Ion. Da? Tanzan. Da. Emilia Vizitiu? Da. Nu Emilia, mă, Patricia. Bă, m-ai nebunit, mai bine nu spuneai că acum mai... Bă, am de Patricia, da, Vizitiu, din ce știu, da, handbalistă, dacă nu ne înșelăm, da? Da. Este prietenă sau soția lui Adrian Ion. Ah, am înțeles, uite, vezi, cred că din Da. cauza asta am făcut confuzia asta. Îmi cer scuze, nu am Da, văzut. nu e nicio problemă, suntem oameni greșimi, normal, Da, cineva. mai ales că Emilia este considerată una dintre
cele mai bune jucătoare de rugby feminin din Da. istoria rugby-ului românesc. Exact. Poate să fie chiar un simbol al rugby-ului românesc. La momentul actual este jucătoarea lotului Știința București. Și este profesoară de educație fizică și sport. Încă mai joacă? Eu știam că s-a retras. Sau s-a retras doar de la națională. De la Sau... națională s-a retras. Nu, nu, s-a retras de la națională, a decis că nu poate fără acest sport chiar deloc, deloc și a zis să joace pentru o echipă de club. Păi și poate revine. Că s-au mai întâmplat și la noi, la națională de 15, în care s-au mai retras 2-3 și au mai revenit după un an, doi. Nu, 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 S-au nu, retras. Își fac nu. Nu. 2-3 retrageri. Noi Fiecare an femeile, să dacă zicem nu, înseamnă nu. Nu-i ca la voi, mai vin o dată, de două ori, poate mai trec și pe aici, pe acolo. La noi nu înseamnă nu. Și Hai da, pentru... să nu intrăm în subiectul ăsta că nu înseamnă nu. Te rog Da. frumos, iară. Niciodată să nu spui niciodată și Lasă, gata. lasă, dar știi cum e? Nu e nu sau nu e da? Știi cum e? Sau da e nu? Cine știe? N-avem de unde să știm. Așa că, da, Da, e... am înțeles ce vrei să punctez, că femeile sunt mai hotărâte, am înțeles. Da. Altceva. Așa e, așa e. Uite, povestește-ne puțin despre proiectul vostru de la agronomia, pe Carpo îl știm de mult timp, este un tip foarte serios, dedicat muncii sale și ia totul foarte în serios, e un profesionist. Povestește-ne puțin despre proiectul vostru, cum spunea că doriți să atacați campionatul anul ăsta, cum vă antrenați, cum arată o zi din viața voastră de antrenament. Da, chiar aș vrea să spun că am fost foarte surprinsă încă de la primul antrenament în care am venit alături de Daniel Carpo. Seriozitate maximă, experiență enormă, totul era ca la carte, fixat pe minut, frumos, structurat, clar, explicații, nu alandala, chestii, hai să facem asta, nu știu pentru ce, hai să facem asta că dă bine pe aici, dar efectiv de la încălzire până la stretching era superb, superb, deci am rămas șocată. Deși este un fenomen absolut normal, antrenamentul să fie structurat de la A la Z. Corect. Ne ajută foarte mult și practica lui cu echipa națională, pentru că ne face și un program de sală care ne-ar ajuta foarte, foarte mult și de multe ori ne dă sfaturi bune în privința sălii, ceea ce poate nu primim de la alți antrenori. Asta e ideea. El aici este punctul forte în pregătirea noastră fizică. Într-adevăr, avem discuții și separate pe partea de psihologie, cum ne place nouă femeilor. Ne încurajează foarte mult, ne motivează, poate ne dă și un sfat bun și ce să facem, cum să facem, dacă nu ne simțim pregătite, de ce am fost aici demoralizate. Și cuvântul ăsta antrenorului ajută foarte, foarte mult. Și a unit foarte mult echipa. Deci, chiar suntem pregătite și chiar simțim că putem să luăm podium anul ăsta. Vă dorim succes, ce să zic. Știu că... Nu aveți altceva ce să ziceți. Păi nu, pentru că noi cunoaștem pe Carpo și știm că el va face totul ca să obțineți acest obiectiv și mai ales că aveți și pe Emilia, eram să zic chiar Patricia, nu știu ce am cu numele ăsta, niciodată nu l-am Da, pomenit am. înainte de... Hai că am prins și eu subiectul până la urmă. Emilia joacă la voi, nu? Nu, asta și-am vrut să specific. Emilia joacă în altă echipă. A, Emilia nu joacă la Dar voi? mulțumim pentru motivație, chiar vă mulțumim. Stai puțin, că ai zis că Emilia este la voi în echipă. Nu. Nu. Anul trecut am fost eu cu echipieră cu ea. Anul ăsta eu am plecat la altă echipă. De asta și spun. Deci la voi e și ca o telenovelă, ca să spun așa. Neapărat ca o telenovelă, dar așa, ca la femei, ne place așa, dincolo, în pace, să umblăm. Da. Schimbări, M-am vă trag supărat, schimbări. am plecat, am rămas, am făcut. Cum? Nu, într-adevăr, cum am și spus la început, chiar am primit telefon din partea lui Carpo și am fost foarte entuziasmată. Vrea să facă treabă serioasă și chiar am încredere în cuvântul lui. Pentru că el, dacă spune ceva, chiar duce Era până încă la sub capăt. contract? Scuze că întrerup. Era încă sub contract?
Nu, am avut norocul să nu fiu. A expirat fix atunci când m-a sunat domnul Daniel. Puteai să vorbești, nu e nimic ca să de ascuns. Era o glumă, bineînțeles. Nu, stai liniștit. Nu, chiar a fost ironia sorții că fix în luna aia mi-a expirat contractul și am avut libera alegere. Ori să negociez, ori să plec. Da. Și am vrea... Cât de bine e plătit acum în momentul de față rugbiul feminin? Cum și-am spus, o facem din plăcere. Nu este vorba de sume. Nu este vorba... Sunt niște sume simbolice, un ajutor. Dar nici de cum nu poți trăi din chestia asta. Majoritatea fetelor ori sunt fete care sunt la facultate și fac rugby pe lângă, ori sunt fete care sunt la centru, au ajutorul centrului și vin și la echipa noastră, ori sunt fete care, ca mine, muncim și seara venim la antrenamente. Am înțeles, am înțeles. Deci a patra opțiune nu există. Da, din păcate. În ceea ce privește comunicarea, vorbeam de Carpo și spunea cât de bine vă înțelegeți cu el și este un antrenor extraordinar. Cum este relația femeilor din rugby românesc cu bărbații din rugby românesc? Bărbații, te referi strict la antrenori sau... În general, nu mă refer la nimeni în particular, mă refer cum sunteți privite de către bărbații din rugby, cum, nu Ei, știu. putea să intre pe ei. Eu nu pot să-ți răspund la întrebarea. Da, dar vă simțiți uneori, na, că sunt, știi cum e, că mai sunt concepții din alea, e femeie, trebuie să ducă să facă lucruri femeiești, vi se întâmplă lucrurile astea? Nu, eu cred că față de bărbații din acest sport, eu cred că nu avem această judecată pentru că simt și ei acest fenomen și pe partea asta depinde mai mult de concepția fiecărui bărbat în sine. Nu pot să spui că toți sunt și toți gândesc la fel. Depinde de fiecare bărbat în parte. Dar în mare parte suntem încurajate, nu pot să spun. Într-adevăr, înainte de meciuri, poate din când în când mai primesc câte un mesaj, spor mâine la meci sau chestii din astea, ceea ce este foarte plăcut. Am înțeles. Știi cum e, Victor? Că e sau nu e un sport feminin, e pur și simplu o alegere, nu? Fiecare își Exact. alege ce dorește să facă. Dacă mie asta îmi place, asta fac. Corect, Exact, corect, exact. corect. Dar hai să ținem minte și cum era, eu mă refer cum era mai în urmă cu câțiva ani, când erau percepțiile alea, știi, că femeile, mai ales rugby. Plăcea ție mai mult în bucătărie? Da, nu Da, vreau da. să ajung Păi la și acum cuvântul ăla sunt că... percepțiile astea, dar probabil unii nu vor să le exprime, știi? Sunt mai reticenți să le exprime. Da. Posibil, posibil. Bine, noi și aici poate că avem așa un alibi. Noi în rugby mereu am fost mai deschiși, am acceptat mai ușor schimbările, am văzut cu alți ochi și am îmbrățișat noutatea. Așa că aici, da, într-un fel pot să înțeleg că în sportul nostru poate că nu am avut concepțiile astea, știi, învechite, dar din ce am mai înțeles și dinainte, știi cum era, știi că acum sportul feminin a crescut foarte mult, mai ales la fotbal, Da. a luat un avânt foarte, foarte mare fotbalul feminin și chiar văd imagini cu stadioane arhipline. La fotbal feminin. Deci se poate și oamenii ușor, ușor au început să înțeleagă că femeile pot să ridice la un nivel foarte, foarte ridicat, de ce nu la același nivel ca și bărbații. Cred eu că diferă foarte mult forța. Aici este puțin disproporționat, dar la calitatea tehnico-tactică, cred că și femeile se ridică la fel de ușor ca și bărbații. Noi jucăm foarte mult cu sufletul, într-adevăr, cum a spus și Cătălin. Deci noi dăm 100% în fiecare meci. Nu mai poți, dar trebuie să mai stai 3 minute, înseamnă că stai acolo și faci ce poți și tu. Nu ceri schimbări și nu știu ce. De obicei, nu mai cer schimbare pentru că știu că nu există schimbări și trebuie să rămâi acolo. Asta este. Lot de 7 persoane, 7 jucați. Wow. Asta e. Da. De câte minute este De repriza la rugby 7 feminin? 7 minute, 1 minut pauză și a doua repriză la fel, 7 minute. 14 minute foarte, foarte intense. Foarte. Lumea când aude 14 minute, îi se pare că, e, mamă, ce mai faci și tu pe acolo? Dar în momentul în care vezi toată treaba și ce se întâmplă acolo, e altceva.
altceva. Da, asta ce spui tu legat de minute mai am amici aici prin Timișoara, mă mai întreabă de rugby. Am început să prind microbul ăsta și am explicat de rugby în șapte, că o să antrenez și la Arad, am mai antrenat și la Arad rugby în șapte, câte minute se joacă și zic, păi 7 minute, repriză. Cât de puțin? Zic, 7 la 7 pe tot terenul. Și se gândeau, și zic, tot terenul. Le explicam tot terenul. Zic, a, cred că e foarte greu. Zic, e greu, stai liniștit, pare 7 minute, dar după 2-3 minute, cum Exact. spun eu, se foaie mâța în gât și dacă nu ești pregătit, de cam ceri afară, Da, dacă nu ții exact. surgeri. Așa îi povesteam și mamei mele prima dată, cam ce se întâmplă în rugby-ul nostru, că joci 7 minute și ea, a, dai puțin, ce-mi zici tu mie că ești obosită? Până nu au venit și s-au uitat la un meci și mi-a zis, a, dar tu mai poți, tu mai poți și a doua repriză și a treia și, na. Da, apropo de părinții tăi, de familia ta, nu știu, dacă ești căsătorită sau nu, prietenul tău sau soțul tău, ce părere au avut la început când te-ai dus și le-ai dat vestea asta, sunt ruibistă? Exact, cum am spus și la început, mama a fost foarte împotrivă la chestia asta. A zis că chestia nu este femenină, că te transformă într-un bărbat, că nu știu ce concepte. Mă suna într-una și spune, nu, nu, nu mai fă, nu știu ce. Și da, într-adevăr, primele 3-4 luni trebuia să fac chestia asta cumva șustache. Trebuia să zic că Ai mă pe duc în ascuns, altă da. parte, am altă treabă. Și cred că majoritatea fetelor din generația mea au făcut treaba asta. După care au urmat o adaptare ușor, ușor cu mami și na, s-a resemnat, pentru că nu mai avea ce face. S-a resemnat, efectiv. Am înțeles. Și Autoacceptare, da. cum îți împarți acum munca, de exemplu, spuneai că muncești, cum te împarți cu munca, cum te împarți cu viața personală, cât de mult te afectează pe tine ca femeie, pentru că eu spun din proprie experiență, greul casei este ținut de soția mea și știu ce înseamnă pentru o femeie să te duci și la muncă, să ai grijă de copii, să ai grijă de casă, să ai grijă de bărbatul tău, să ai grijă ca totul să fie ok. Tu acum mai ești și jucătoare de rugby. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru tine în viața cotidiană? Da, nu știu, am fost învățată de mică chestia asta și mi-a fost implementat în cap că orice zi nu poate să fie fără rugby. Așa că undeva în timpul zilei eu îmi fac locul ăla liber în care trebuie să existe antrenamentul ăla sau sala aia sau orice și restul pe lângă. Deci îmi structurez și munca și restul activităților și viața personală, asta, ultima chestie, în funcție de antrenamentele mele. Și am norocul că până în ziua de azi mi-a mers chiar foarte bine. Deci am avut flexibilitatea asta în care am putut să fac toate chestiile. Da. Deci nu am avut o problemă. Într-adevăr, ți se lungește ziua de la 7 dimineața până la 8 seara, dar asta e altceva. Și cum e o Înseamnă zi că dacă îți fără? dorești Un pic, înseamnă că dacă îți dorești ceva, poți cu adevărat să-ți da, programezi, să exact structurezi în și așa fel lucrurile încât să ai timp, jumătate de oră, o oră pentru lucru pe care îl iubești, ți-l dorești tu cel mai mult din ziua respectivă să-l faci. Găsești alternative. și pe partea asta chiar admir femeile din rugby pentru că toate muncim, toate facem ceva pe lângă, nu suntem doar în rugby și ne dorim. Dacă suntem acolo prezente în ziua aia la antrenament, înseamnă că chiar îți dorești să vii. Nu ești adevenit sau rugat sau altceva. Da. Te-ai gândit vreodată să joci pentru echipa națională de rugby 7 a României? Se Da, sau se poate să faci lucrul ăsta? M-am gândit foarte Se mult, mai poate? am analizat chestia asta, însă pentru a fi eligibilă și pentru România, trebuie să aștept 5 ani pe bancă. Pentru că așa sunt regulile de la Rugby Europe. Deci nu le pot schimba și am zis că, na, nici eu nu sunt în floarea tinereții, nu are rost să Am mai înțeles. pierd 5 ani ca ultimul an să joc acolo în cârje. Ce să mă mai fac eu acolo? Să fiu rezerva rezervelor? Da. Și decât să încurc acolo, mai bine ajut în partea asta. Da, păi până la urmă trebuie și rugbyul din Moldova susținut și mai ales dacă tu simți că trebuie să joci pentru echipa Moldovei, trebuie să o faci pentru echipa Moldovei, pentru că Moldova este până la urmă țara ta și dacă tu
simți că acolo ți-e locul, până la urma urmei, da, noi suntem români, cum ar veni, de fapt suntem împreună și tu ești româncă, dar Mulțumesc. normal, vorbim aceeași limbă, suntem români, dar cum ar veni, țările, din păcate, sunt diferite și dacă tu simți că trebuie să joci pentru țara ta, Moldova, trebuie să o faci și, na, acum noi Simt ne-ar să plăcea ca... ajut noua generație, simt să lupt acolo până vin fetele din spate, să mai dau un sfat, să le mai ajut, să le mai încurajez, pentru că asta de foarte multe ori contează pentru persoanele care vin din spate. Să ai pe cineva în față care spune că da, tu poți, rezistă, fă asta, încearcă acum, încearcă chestiile astea. Și la fel, nu am niciun beneficiu din toată treaba asta. Este vorba strict de patriotismul ăsta, în care noi vrem să jucăm sub drapel. Atât. Așa e, așa e, frumos. Și Cătălin poate să ne spună mai mult ce înseamnă să evoluezi pentru țara ta, să o reprezinți atât de bine, cu mândrie. Ne-a făcut mândri de el și Mulțumim, de echipa Cătălin. națională. Mulțumim, Cătălin. Eu vă mulțumesc. M-aș ridica în sus, dar nu pot. Acum mă ține. Sper că, da, mă bucur că apreciați lucrurile astea și, din păcate, nu foarte mulți apreciază foștii sportivi de performanță. Pentru că nu știu ce înseamnă să faci sport de performanță, nu știu ce înseamnă să faci sacrificii Da. pentru acest sportiv. Văd doar produsul finit, adică lucrurile pe care le faci în teren și atât. În Și dacă spate le mai mai faci greu. și rău, ți mai Dacă le mai dau și faci una, și rău, da, asta e, n-ai ce să faci, ți le iei. Dar da? m-aș bucura ca cei mai mulți care stau, să zicem, în spatele tastaturilor, în spatele ecranelor, să fie luați în cantonamente, să fie luați, să vadă exact cum se petrec lucrurile. Nu să facă antrenamente, pur și simplu să vadă despre ce e vorba. Da, Și aia, este foarte suferința important. care, Muncă, sacrificiile, sacrificiu. suferința care este la un antrenament după un meci, că nimeni nu-și dorește să piardă. Asta este clar. Toți ne dorim. Dar, din păcate, na, sunt zile în care atâta poți. Și nu ai Da. ce să faci. Ești neputincios. Pentru că, na, adversarii tăi sunt mult mai bine pregătiți, poate au alte condiții și așa mai departe. Corect, Și nu Cătălin. ajută absolut cu nimic sportivul dându-i în cap, scriindu-i un comentariu negativ și alte chestii. Îl demoralizezi maxim. Dar asta le spun și jucătorii, că eu mai țin legătura cu câțiva jucători din echipa națională și le spun, bă, acceptați, să zic, un comentariu, de ce râzi? Constructiv, doar de la foști jucători, oameni care au făcut spor la un nivel înalt, care au fost la echipa națională, care au jucat în Challenge Cup, care au jucat niște meciuri și știu despre ce e vorba. Că așa e ușor să-i dai în calo, bă, ai fost, bă, l-ai jucat. Dar te-ai pus în pielea jucătorului, de ce a făcut lucrurile astea? Pentru că știu și am mai zis într-o altă ediție, în care și eu am fost, să zic așa, criticat la un meci. Bine, probabil am fost la mai multe meciuri, dar eu neavând rețele de socializare, nu știam nimic, era rupt de realitate. Bine, mersi. Și așa a fost mai bine. Și mi-a scris cineva că de ce ai dat-o cu șutul la faza aia? Că tu așa, la experiența ta, nu trebuia să faci. Știi? Și după aia am explicat de ce am dat. Pentru că și cum și așa mai departe. Zic că aia a fost, s-a întâmplat, mi-o asum acum. Că decizia n-a fost cea corectă, pa, s-a încheiat. Deci nu mai avem ce să mai discutăm despre subiect. Nu, asta e. Vezi, asta nu realizează oameni din spate. E ușor să arunci, dar nu știi exact ce se întâmplă. Mi-mi Corect, place Cătălin. că te-a găsit, indiferent chiar dacă nu aveai rețele de socializare, te-au găsit, Da, atunci cred că... dar mai rar să Da, găsim da. pe cineva atât de intens încât să-i zicem o chestie frumoasă. Eu nu am nicio problemă. Eu sunt... Lumea probabil nu mă cunoaște, să zic așa. Mă cunosc cei din... Să zic mai mulți jucători, știi? Cu care am stat cel mai mult și am relaționat cel mai mult. Ca și caracter și așa mai departe. Lumea din exterior nu mă cunoaște personal și cei care mă cunosc știu că sunt o persoană destul de directă, adică eu nu mă ascund. Eu când am ceva de spus, o spun în față și mi-asum lucrurile și când greșesc, spun. Cu toate că uneori, na, nu sunt o persoană perfectă, țin, știi, sunt țin de anumite lucruri care nu sunt adevărate, dar la un moment dat îți recunosc. Așa și aici.
apreciam lucrurile zi, comentariile răutăcioase, dar să vină sub altă formă, știi? Sub formă, nu știu, poate sub forma întrebării. Bă, de ce? Ce a fost în capul tău? Ca să te explic situația. Și atunci am stat de vorbă cu oamenii care m-au criticat la față și le-am explicat. Și atunci au înțeles și ei de ce am făcut lucrurile alea. Așa este. Nu Foarte că acum discuție au mai fost câțiva constructivă. jucători la meciul cu, nu cu Spania, cu Portugalia, în care au fost câțiva jucători criticați și na, s-au supărat. Și eu le-am scris, bă, acceptă lucrul ăsta, dar din partea jucătorilor, foștilor jucători sau jucători care au jucat la un nivel foarte O, înalt. Rest, sau un dar rest comentariu nu pertinent. trebuie să le bagi în seamă. Cu toate că tu știi că n-ai făcut un meci, bun, știi lucrurile astea, ia-ți informația din altă parte. Ai înțeles? Nu trebuie să stai să te... Știi cum e? Așa e. Gura lumii nu poți să o închizi cu nimic și n-ai ce să faci. Ăștia suntem până la urmă, fiecare își dă cu părerea. Nu, Dacă vrei să asculți răutățile din mediul online, nu o să faci nimic. Nu o să faci nimic. O să fii tot timpul supărat și închis. Că nu e rău să îți dai cu părerea. Eu cred că toată lumea trebuie să aibă o părere, dar cum spuneai și tu, să fie echilibrată. Și să fie sub forma de critică constructivă. Adică, băi, să rămânem cu ceva după acel comentariu și acea dezbatere. Eu sunt convins că, și să știi că din ce în ce mai mult, așa cum am promis la începutul anului, am schimbat abordarea și să știi că lumea se adaptează și ea. Și lumea își schimbă felul de a privi lucrurile dacă și tu îi oferi calitate și îi explici de ce vrei să faci lucrul ăsta. Și lumea reacționează în sens pozitiv. Știi, eu nu cred lucrurile alea că, domne, doar bârfele prind sau lucrurile negative. Uite, vreau să spun că la început, într-adevăr, a fost o perioadă de scădere a noastră și pe rețele și pe Facebook și pe YouTube. Într-adevăr, a scăzut audiența, dar am crescut treptat și ne-am reluat locul nostru acolo unde era. Poate chiar spun eu, de multe ori am crescut în audiență față de dinainte. Așa că lumea, dacă îi oferi calitate, dacă îi explici ceea ce vrei să faci, dacă materialele pe care le prezinți sunt bune și ei au ce să scoată de acolo, eu cred că lumea te privește și te urmează. Așa că cred că și noi, formatorii, știi, cei care venim în fața celor care ne urmăresc, trebuie să fim atenți la ceea ce transmitem. Și cred eu că am ridicat foarte mult nivelul nostru față de începuturi, față de noi am învățat, am plecat de la zero, n-am știut cum să construim lucrurile astea și am învățat treptat, treptat ce să facem, cum să facem și am crescut împreună. Ceea ce e foarte, foarte, foarte bine. Diana, ne apropiem de sfârșit și aș vrea să te întreb, cum e o zi fără rugby pentru tine? Cum arată o zi din viața ta fără rugby? Plictisitoare. Plictisitoare pentru că nu am unde să-mi dau toată energia aia. Simt nevoia, nu știu, să dau o pasă, să mai dau un eseu, să mai fac o alergare de 50 de metri, ceva, ceva. Am surplusul ăsta de energie. Și, nu, o zi plictisitoare, dar în același timp și relaxantă. Adică trupul se odihnește, dar psihicul tot o gândește, tot e acolo. Am Deci, înțeles. e un fenomen de care nu poți scăpa. Este, aș putea spune, chiar o boală. O Un boală drog. de care nu poți scăpa. E incurabil. Păi, Îmi pare. având stadionul Arcul de Triunf destul de aproape, nu? Agromien e aproape de Arcul de Triunf? Ba da, dar ce să facem dacă nu ne dă voie pe teren? Nu aveți acces deloc? Ba Nu da, pe avem acolo stadion în mare, în spate. spate, pe sintetic sau pe... Exact, ne mai antrenăm acolo în spate, compensăm cu terenul în timp ce antrenează și copiii, ne mai antrenăm și noi acolo pe o părticică, ne mai antrenăm și noi în altă parte, mai găsim noi un sintetic aici la fotbal, mai calcă fotbaliștii peste noi, da, e în regulă, adică noi o să ne găsim locul oriunde ar fi. Păi și unde vă desfășurați meciurile, Diana? Meciurile, în mod normal, se desfășoară, noi avem pe an 8 etape și o etapă de cupă. Toate astea sunt în fiecare oraș în care există rugby. Adică ce înseamnă Bârlad, Iașiu, Bucureștiu, Clujul. Și fiecare are măcar un stadion pe care putem disputa aceste meciuri. Am înțeles, am înțeles. Tu Da. vorbești 8 etape. Sunt 8 cum ar veni turnee.
sau 8 etape sunt doar 8 meciuri? 8 turnee, turnee. 8 turnee. Da. Cătălin, te rog frumos să adresezi o ultimă întrebare Dianei. Mi s-au terminat întrebările de la tine. Le-ai adresat pe toate, le aveam aici în listă și s-au dus așa una câte una, știi că le-am bifat. Mai tot tăia, mai tot tăia, mai tăia. Am tot tăiat, am tot tăiat, am tot tăiat, s-au dus din întrebări. Aș putea să spun câteodată că am idei geniale, dar știi cum sunt ăștia, idioți, știi? Așa că... Așa glumesc cu un bun prieten și îi spun, băi, vreau să fiu, cum se spune eu, cu picioarele pe pământ și chiar modest, dar câteodată am așa niște idei geniale, știi? El bubnește râs. Diana, uite, ne-am apropiat de final și în caz că nu am abordat un subiect sau vrei să spui ceva în finalul podcastului, te rog frumos, ai cuvântul. Da, domnilor, chiar vă mulțumesc de invitație. Foarte plăcut să am o discuție alături de voi. Spectatorilor, aș vrea să mulțumesc că au ajuns până în punctul ăsta, să ne asculte până în punctul ăsta. Le-aș dori și chiar îi invit pe toată lumea care a ascultat podcastul să vină la meciuri, să vină la meciurile noastre, să mai vadă un pic și de rugby feminin și le doresc să fie și mai buni. Pentru că în momentul în care ați povestit voi, domnilor, am realizat că în momentul în care o să fie în dezvoltare și rugby-ul feminin, o să apărem și noi acolo prin comentarii și prin chestii. Și așa că vă rog din tot sufletul să fiți un pic mai bun și mai indulgenți cu doamnele. Sub altă formă, probabil, nici de cum. Da, un pic mai constructivă, vă rog. Da. Diana, Cătălin, îți mulțumesc. Diana, la fel, îți mulțumesc și ție. Cred că cu toții trebuie să conștientizăm că trebuie să ne acordăm mai mult atenție doamnelor din rugby român, doamnelor, domnișoarelor din rugby românesc, să le susținem mai mult. Chiar mi-ar plăcea și ele să fie mai vizibile pe conturile de socializare, pe grupurile noastre, cum a fost și Diana, să vină, să intre în contact cu noi, să schimbăm vorbe și noi vă primim cu cea mai mare plăcere. Uite, am putut vorbi despre rugby așa cum vorbim în fiecare podcast cu invitații noștri, n-a fost nicio diferență. Limbajul este universal și ideile la fel. Trebuie să ne susținem și domnișoarele și doamnele să le dăm mai multă încredere, să fim lângă ele pe stadion, să le susținem și în curând să vedem că acest sport în țara noastră va crește foarte mult. Va fi, așa cum mi-a spus și Diana, va fi puțin mai greu, dar nu este imposibil nimic, așa că să le ținem pumnii. Diana, încă o dată îți mulțumesc. Și vouă, dragilor, dacă nu ați apucat să vă abonați la canalul nostru de YouTube Sport for Life Rugby Mania, un singur click nu vă costă nimic și cu asta ne puteți ajuta să ajungem la cât mai mulți iubitori de rugby din România. Cătă, Diana, la revedere și vouă, dragilor, Mulțumim. o La zi revedere, frumoasă! seară frumoasă. Seară bună!